Ne bucurăm să fim din nou împreună în casa lui Dumnezeu în această ocazie frumoasă de sabat. Aș dori, frații mei, să vă spun că sunt ușor melancolic, având în vedere că am ales să prezint tema aceasta care este foarte importantă și am ales să o prezint pentru că începând de sabatul viitor, când o să deschidem la Hinchiriș, venirea mea la Petroasa va fi mai rară. Dar am vrut să las mesajul acesta ca un ultim mesaj aici la Petroasa. Aș vrea să vă gândiți la ceea ce o să punem pe tablă, aș vrea să țineți minte cât puteți de mult pasajele pe care am să le citesc din Spiritul Profetic. Dacă ar fi cu putință să vi le și notați undeva ca să știți așa lucrurile care se vor derula pe pământul acesta, am spus de aseară că o să vorbim despre evenimentele finale ale acestui pământ. Am mai vorbit noi despre lucrul acesta, aș vrea să-l întărim astăzi, să-l fixăm în mintea noastră și Domnul să ne ajute să rămânem credincioși până va veni să ne ducă acasă. Nu aș vrea să deschid Spiritul Profetic înainte să deschid Biblia și să vă citesc un verset din Matei la capitolul 25, versetul 13. Matei la capitolul 25, versetul 13. Biblia spune așa: Vegheați dar, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Vegheați dar, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Câteva zile în urmă, mi-a scris un prieten din Anglia, s-ar putea să și vadă predica asta. Mi-a scris la un moment dat un prieten și nu i-am răspuns, dar dacă vede predica și mai bine că deja am răspuns prin ea. Și m-a întrebat, zice, scrie undeva în Spiritul Profetic că într-o viziune Ellen White a auzit la vremea sfârșitului, după ce deja au căzut și plăgile, exact înainte să vină Domnul Hristos, zice acolo că Ellen White a auzit ziua și ceasul când va veni Iisus. Și așa este. Am găsit scris în cartea Evenimentele ultimelor zile, nu am să vă arăt unde, ca să o puteți citi. Cumpărați-o, avem și noi la Samariteanul Milos. Citiți-o, este o carte extrem de valoroasă. Și aici, într-adevăr, am găsit că Ellen White, în viziune, a auzit ce? Ziua și ceasul când va veni Iisus. Și el mi-a zis așa, dacă Ellen White a auzit ziua și ceasul când va veni Iisus, de ce nu ne-a spus? Dacă ne-ar fi spus ca noi să știm, Iisus va veni în 2000, dau un exemplu, ce știu, 25, 27. Noi am zice, mai am până atunci, e vreme să mă pregătesc. Ellen White, când iese din viziune, deci ea scrie că a auzit, pentru că zice, sfinții au auzit ziua și ceasul venirii lui Iisus. Și ea era acolo și a auzit, că era în viziune. Și zice ea, după ce m-am trezit din viziune, am uitat tot. De aceea ea n-a putut să spună care este ziua și ceasul venirii lui Iisus. M-ați înțeles? Veți găsi foarte frumos, așa un mic pont, e mai pe la final. Veți găsi că Ellen White a avut această viziune, dar n-a scris despre ea pentru că i s-a șters din minte. Ce vreau să prezint în această ocazie, mi-am adus mai multe cărți ale Spiritul Profetic, nu pe toate că le-am acasă, că mi-ar fi trebuit tot rândul. Vreau să vorbim despre evenimentele finale. Înainte însă de aceasta, din această carte atât de valoroasă, vreau să vă citesc ceva. Și aș vrea să țineți minte, mai ales cei care veți rămâne în biserica asta piloni și veți predica pe viitor și mai departe. Ellen White spune că la vremea sfârșitului, și noi deja suntem acolo, va veni un timp când oamenii vor vorbi împotriva adevărurilor sfinte ale Scripturii. Iar unul dintre punctele principale pe care le vor ataca va fi învățătura legată de sanctuar, cum că sanctuarul nu există. Nu odată am prezentat aici la Petroasa subiectul sanctuarului. Dacă noi ajungem la concluzia că sanctuarul în cerul nu există, noi nu știm nimic despre lucrarea de mijlocire de la sanctuar. Noi nu știm unde este Domnul Hristos, nu știm de când până când s-a făcut lucrare, nu știm de ce a trecut în a doua despărțitură, nu știm când se va termina lucrarea, că va lua păcate pe sanctuar să le pună pe capul țapului de trimis în pustie pe Azazel. Știți ce vorbesc, da? Că am studiat de multe ori. Dacă nu există. Dar ia uitați ce spune aici cuvântul. Zice așa.
Este doar o introducere, deci n-are nimic de a face cu tema mea. Dar vreau să vă spun lucrul ăsta, că vreau să las și aceste gânduri aici, în această biserică. Vrăjmașul, cine e vrăjmașul? Diavolul. Va introduce teorii false, cum ar fi învățătura că sanctuarul nu există. Deci, veți auzi teologi, oameni care vor veni să vorbească de la amvon, despre faptul că sanctuarul nu există. Aceasta este unul din punctele de doctrină cu privire la care va avea loc o îndepărtare de la credință. Adică încet, încet, dintre noi, satana va vrea să îndepărteze pe unii din biserică, de la credință, începând cu una dintre învățături este aceasta, că sanctuarul nu există. Dar amintiți-vă în Exod capitolul 26, versetul 30, ce spune Dumnezeu lui Moise? Cortul să-l faci după chipul care ți s-a arătat pe munte. Și acolo, în capitolele acelea, sunt mai multe versete care vorbesc despre faptul că Moise nu avea voie să se abată de la chipul care i s-a arătat pe munte. El a făcut, practic, o copie, da? A sanctuarului care este sus în ceruri. Un alt lucru pe care vreau să vi-l spun. Un lucru este sigur. Acei adventiști de ziua șaptea, care se vor așeza sub standardul lui Satana, șoc. Și adventiștii de ziua șaptea va veni vremea când se vor așeza sub standardul lui Satana. Ce vor face? Vor renunța mai întâi la credința lor în avertismentele și mustrările conținute în mărturiile. În mărturiile Duhului lui Dumnezeu. Ellen White ne-a lăsat niște mărturii. Cel puțin sunt 9 volume. Eu vi le-aș recomanda unul, să le aveți în casă. Dar să știți că nu vă folosesc, că nu sunt talisman. Și să le citiți. După ce le aveți în casă, cumpărați-vi-le și citiți-le. Pentru că aici găsiți mărturii cu privire la fiecare subiect de pe fața pământului. Din familie, din biserică, din societate. Tot. Despre păcatele ascunse. Totul se găsesc în mărturii. Va veni un timp când oamenii vor renunța la mărturii. Adică nu mai cred în spiritul profetic. Ce le noaie? Ce spirit profetic? Noi rămânem cu Biblia. Unde scrie în Biblie să nu bei cafea? Da? Și tot felul de lucruri acestea pe care eu oricum le aud aproape de fiecare dată când plec prin biserică și predic. Să știți că le aud tot timpul. Tot timpul. Ultima mare înșelăciune a lui Satana va fi aceea de a anula efectul mărturiei Duhului lui Dumnezeu. Când noi citim în Sfânta Scriptură și citim din cartea lui Isaia, din cartea lui Ezechiel, din cartea lui Daniel, din cartea lui Matei, lui Luca, din cărțile lui Pavel, noi știm că toată Biblia este insuflată de Dumnezeu, inspirată de Dumnezeu. Dar ele noi cum credeți că a scris, fraților? Ele noi cum credeți că a scris? La fel de inspirată de Duhul Sfânt. Pentru că aici mărturiile Duhului lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu a inspirat-o pe Lenoai să scrie. Citiți oricare dintre cărțile și o veți da seama că o persoană, un om, nu poate să scrie așa cărți valoroase fără inspirația Duhului Sfânt. Ca să închei, planul lui Satana este acela de a slăbi încrederea poporului Dumnezeu în mărturii. 1. Apoi, 2. Apoi, urmează neîncrederea cu privire la punctele vitale ale credinței noastre. Stâlpii poziției noastre după aceea îndoiala și în privința Sfintelor Scripturii. Și în cele din urmă, marșul în jos spre pierzare. Deci mai întâi, spiritul profetic nu are nicio valoare. Când veți auzi oameni care deja nu pun niciun accent pe spiritul profetic, să știți că se pregătesc să facă următorul pas, care va fi să îndepărteze ce? Biblia. Ce e Biblie? Nouă ne vorbește Domnul. Duhul Sfânt este în mintea noastră. Duhul Sfânt ne conduce viața. Noi trăim. Domnul mi-a răspuns. Se fac minuni în casă la noi, mă înțelegeți? Se va îndepărta cuvântul lui Dumnezeu pe motiv că noi suntem conduși de Duhul Sfânt și minuni se fac în casă la noi și nu mai avem nevoie de Scriptură. Și la final vreau să mai citesc un pasaj. Multe stele pe care le-am admirat pentru strălucirea lor vor dispărea în întuneric. Noi de-a lungul timpului mai ascultăm pe internet stele care predică. Multe stele pe care le-am admirat pentru strălucirea lor, vor dispărea în întuneric. Mare grijă. Nu știm niciodată cine va dispărea în întuneric. Bun. Suntem pregătiți să începem? Vreau să vă prezint, frații mei, 1. Evenimentele finale. Interesant, este 12 fără 3 minute și eu încep să predic.
Evenimentele finale în 10 puncte. Le-am mai predicat noi și altă dată, le-am mai vorbit. Astăzi le fixăm și mergem cu Dumnezeu înainte. Primul mare eveniment major pe care Biserica Adventistă îl va întâmpina, numai că data aceasta mi-am adus Spiritul Profetic ca să le punem pe toate cap la cap. Primul eveniment major, care este? Legea duminicală, mai întâi în Statele Unite ale Americii și apoi internațional. Haideți să vedem ce spune Spiritul Profetic. La fiecare gând pe care am, la fiecare punct, la fiecare semn pe care o să-l menționez, o să vă aduc argumente puternice din Spiritul Profetic și sper să nu uitați asta niciodată până va veni Domnul și până se vor încheia aceste evenimente. Cartea Criza, la pagina 15 spre 16, zice așa: o mare criză așteaptă poporul lui Dumnezeu, legea duminicală. Deci, frații mei, ne pregătim de momentul când oamenii vor da decretul duminical. Decretul duminical, să știți, Satana l-a pregătit de multă vreme și el va fi dat cu un singur scop: împotriva poporului lui Dumnezeu. Să nu vă treacă prin minte că va fi doar o chestiune de unitate globală, da, de globalism, ci este o metodă subtilă de a vrăjma și de a lovi exact în poporul lui Dumnezeu. Pentru că aceasta va fi, legea duminicală va fi și ultimul examen pe care îl va da fiecare adventist de pe fața Pământului înainte să-i se hotărască destinul veșnic. Acum, o mare criză așteaptă poporul lui Dumnezeu. Foarte curând, națiunea noastră, zice Ellen White, care națiunea ei? America. Națiunea noastră va încerca să impună asupra tuturor respectarea primei zile a săptămânii ca o zi sfântă. Făcând aceasta, ei vor fi lipsiți de orice considerent moral în a sili pe oamenii împotriva propriilor conștiințe de a respecta ziua pe care națiunea o va declara ca fiind sabatul. Deci, va forța pe toată lumea să păzească prima zi a săptămânii ca și cum ar fi sabatul. Un alt pasaj, tot din Cartea Criza, la pagina 16. Va veni un timp când în țara noastră legea lui Dumnezeu va fi într-un anumit fel anulată. Conducătorii națiunii noastre, prin decrete legislative, vor pune în vigoare legea duminicală. Și astfel poporul lui Dumnezeu va fi adus într-un mare pericol când națiunea noastră va decreta în consiliile sale legislative legi care să forțeze conștiințele oamenilor în ce privește privilegiile lor religioase, impunând păzirea duminicii și folosind autoritatea opresivă împotriva celor care țin sabatul zilei a șaptea. Legea lui Dumnezeu va fi mod intenționat și plănuit anulat în țara noastră, iar apostazia națională va fi urmată de ruina națională. Vreau să vă spun că ceea ce mi-am pregătit să vă citesc în Spiritul Profetic este doar puțin comparativ cu cât stă scris despre aceste teme. Deci eu am să vă dau 1-2 paragrafe din cărți diferite pe fiecare subiect în parte, dar găsesc că ele nu mai scrie mult despre lucrul acesta. De aceea, la vremea sfârșitului, Satana va da bătălia împotriva Spiritului Profetic și a profetului chiar, pentru că oamenii, nemai crezând Spiritul Profetic, sunt pregătiți să nu mai creadă nici Biblia, cum am zis mai devreme, și urmează ruina totală a fiecărui suflet care nu se adâncește în Cuvântul lui Dumnezeu. În gânduri despre Cartea Apocalips, la pagina 150, toate cărțile din care vă citiți sunt scrise de Ellen White. Mi-am făcut o mare curățenie în bibliotecă, am dat lăzi întregi de cărți și mi-am oprit puține cărți care nu sunt scrise de Ellen White. Cele mai multe cărți le-am scrise de Ellen White. Aproape tot ce a scris ea și pe românește, eu am acasă. Am rămas la Biblie și la Spiritul Profetic. Cei doi piloni ai adventismului. La pagina 150 scrie așa, ca să ne fie și mai clar, uitați ce scrie Ellen White. Când America, deci numai că ce știm noi, care o fi, ce țară, când America, țara libertății religioase, se va uni cu papalitatea ca să constrângă conștiința și să silească pe oameni să onoreze sabatul fals, oameni din toate țările de pe glob vor fi conduși să urmeze exemplul ei. Deci după Statele Unite ce va veni? În toată lumea. Înțelegeți, frații mei? De ce credeți dumneavoastră că Satana a plănuit să lupte împotriva Spiritului Profetic la vremea sfârșitului? Pentru că îl demască. Mă înțelegeți?
spune exact ce urmează să facă împotriva poporului Dumnezeu. Dumnezeu ne-a spus înainte, vor face asta. Se va întâmpla 1, 2, 3, 4, 5, să știm toate punctele. Pentru că Dumnezeu ne le-a descoperit. Dacă noi vrem să le studiem, să le înțelegem, să le trăim, să le credem și să ne pregătim pentru viața viitoare. Cu cât aducem mai puține învinuiri directe autorităților și stăpânitorilor, cu atât vom fi în stare să aducem la îndeplinire o lucrare mai mare atât în America cât și în țările străine. Celelalte popoare, deci în afara Americii, celelalte popoare vor urma exemplul Statelor Unite. Deși ea, adică America, deși ea va da tonul, aceeași criză va veni asupra poporului nostru în toate părțile lumii. Ce înseamnă în toate părțile lumii? Și la noi? Și la noi. 2. Vă amintiți? Am mai studiat noi. După legea duminicală ce începe? Cernerea și... Hai scrimi mai mare, că nu o să pun aici pasajele. Zguduirea. Sora Gabriela, vezi de acolo ce am scris? Vezi? Mă bucur. Cernerea și zguduirea. Mărturii volumul 5. Pagina 86. Cei care vă notați, puteți să și verificați acasă, să studiați. Vreau să vă spun că de acolo începe totul. De când noi punem mâna, verificăm, studiem, cercetăm, pentru că vrem să fim cu Domnul. Mărturii volumul 5, pagina 86. Cernerea și zguduirea. Păi normal, după ce vine legea duminicală, ce credeți că începem poporul Dumnezeu? Cernerea. Zguduirea. Mai rămâne, nu mai rămâne credincioși. Ne mai ducem, ne mai ducem la biserică. Ne mai afișăm în plin, va veni persecuția peste noi. Cernerea și zguduirea. Nu este prea departe timpul când încercarea va veni pentru fiecare suflet. Vreau să vă spun că am studiat acum vreo 2 săptămâni, cred, din cartea Evenimentele Ultimelor Zile. Am studiat niște pasaje pe care n-am să vi le amintesc acum, că nu am vreme de ele. Niște lucruri care parcă nici eu nu le-am înțeles până acum. Numai de 2 săptămâni le-am citit. Deci zice aici că nu este prea departe timpul când încercarea va veni pentru fiecare suflet. Când cei 144.000, când cei care vor rămâne în viață la a doua venire a Domnului Hristos, vor fi fugiți deja în munți și în peșteri și acolo unde vor fi datorită persecuției, deși ei vor fi împreună, chinul sufletesc va fi într-un mod individual. Luptele sufletești vor fi individuale. Satana se va duce după ei și va aduce în atenția lor un singur lucru. Știți care va fi bătălia diavolului cu ultima generație a poporului Dumnezeu la vremea sfârșitului? Trecutul lor. Satana mereu va veni și va aduce în atenția lor că ce au făcut și că trecutul lor este atât de grav în ochii lui Dumnezeu că ei nu mai pot să fie iertați. Este bătălia pe care unii o duc azi, alții o vor duce mâine, dar se va duce această bătălie până va veni Domnul Hristos. Satana, într-un mod special, vrea să-i descurajeze că trecutul lor nu mai poate să fie iertat, ceea ce este fals. Ni se va impune semnul fiarei, legea duminicală, da? Aceia care, pas cu pas, s-au supus cerințelor lumești și s-au conformat obiceiurilor lumii, nu vor găsi că este o problemă grea să se supună puterilor ce vor fi atunci, decât să suporte batjocurile, insultele, amenințarea cu închisoarea și moartea. Câte lucruri sunt? 4. Care sunt acelea? Batjocuri. Vreau să vă spun că Spiritul Profetic zice că vom rezista foarte greu la batjocură. Gândiți-vă când treceți cu mașina pe stradă și te bagi în față, să faci o depășire sau ceva. Și un pic l-ai deranjat pe cel din față. Imediat arată un semn. Mă înțelegeți ce zic? Îi arătați și voi 2 semne sau îi ziceți ceva mărunt din buze. Pentru că nu poți să suporți ce? Bat, joc, ura. Înțelegeți? Ne deranjează cineva cu chestie și până nu-i dăm o replică bună și sănătoasă, nu ne lăsăm. De ce? Nu rezistăm la batjocură. Va fi greu să renunțăm la să suportăm batjocura. Insultele. Când ești păsat de când am... Uite, pocăiții, sâmbătarii, ăștia sunt aia, din cauza lor. Înțelegeți? Batjocură, insultă, amenințarea cu închisoarea. Te cheamă la primărie sau te cheamă la poliție și spune foarte clar, dacă nu vei înceta să te conformezi bisericii tale, dacă nu renunți la încăpățânarea voastră și așa mai departe, o să te bag la închisoare, nu o să mai vezi nici nevasta, nici copiii, nici soțul, nici... Mă înțelegeți? Ce faci? Ce faci? Abia de atunci va începe să strălucească creștinismul ca un briliant. Până atunci, foioasă și
brazi în același loc. Înțelegeți? Nu ne dăm seama. Cine o fi? Cine o rezista? Cine o rămâne în picioare? Nu știm. Și moartea. Și moartea. Mi-a trimis cineva săptămâna asta. N-am trimis-o la nimeni. Deși dacă vrea cineva, vreo trimit. Mi-a trimis cineva, nu știu, taliban, ce-or fi ăștia. Mi-a trimis cineva o imagine, o secvență de 10 secunde. Pe niște copii, nu știu de ce, nu știu că ei nu are o secvență de 10 secunde, îi aduce într-un cerc din ăsta unde toți oamenii strigă acolo și acad demonizații, un copil legat la ochi de, ce știu, 12-15 ani, e legat la ochi, nu vede, îl pune în genunchi, nu știe că e sânge roată, și tot îl pune să întindă capul, că cineva stă cu sabia. Și ai văzut? Și într-o secundă îi cade capul și cade și el jos acolo. Și unul după altul le taie capul. Mi-am imaginat că așa a fost decapitat Apostolul Pavel. Mi-am asta aminte. Se va întoarce lucrul acesta din nou. Ele noi zice în cartea Tragedia Veacului, pe care noi nu o mai citim, că nu mai avem noi timp, noi abia stăm pe Facebook, pe telefoane, pe alea. Ele noi zice în Tragedia Veacului că la momentul acesta papalitatea nu persecută că nu are puterea. Dar va avea imediat puterea. Și se va vedea din nou cine este papalitatea. Ce a făcut 1260 de ani, peste un mileniu, în care perioada evului mediu întunecat a fost scrisă cu sângele martirilor. E adevărat că doar pentru un scurt timp, dar se va întoarce din nou, după ce se va da legea duminicală. Lupta se dă între poruncile lui Dumnezeu și poruncile oamenilor. În acest timp, aurul va fi separat de zgura din biserică. Deci în biserică astăzi există aur și zgură. Ce se va întâmpla? O cenere, o zguduire. Ca să se separe ce? Aur de zgură. Ce e valoare? De ce e non-valoare? Nu să ne mai putem juca de-a creștinismul după. Ci ori suntem, ori nu suntem. De asemenea, în cartea Evenimentele ultimelor zile, pagina 125, tot un gând despre cenere și zguduire. Când va fi înlăturată legea lui Dumnezeu, biserica va fi cernută prin încercări de foc și un număr de membri cu mult mai mare decât numărul de membri pe care credem noi acum că va cădea atunci, vor cădea acum, se vor asocia cu duhurile înșelătoare și vor accepta învățăturile demonilor. Noi știm că conform cuvântului că va veni după decât duminical cenerea și că un număr din biserică va pleca. Dar aici zice că va pleca mai mult decât ne imaginăm noi. Un număr de membri cu mult mai mare decât numărul de membri care credem noi. Noi credem că o să plece din biserică, vor pleca mai mulți decât crezi. Și dacă acum ne rugăm de frași, ne bucurăm că ai venit la biserică, mă bucur că ai venit la biserică, și tot te rogi și te milogești să vină la 6 seara, să vină la 9 dimineața, să vină la serviciu. Dacă tot facem, la momentul acela nu te mai poți ruga de nimeni, pentru că nu o să mai vină deloc. Mai mult decât atât, zice aici cuvântul, vor cădea atunci. Se vor asocia cu duhuri înșelătoare și vor accepta învățăturile demonilor. Nu mai vezi că deja au altă gândire. Știți ce este interesant? Că la momentul acesta trăim un timp când tot felul de erezii pătrund în biserică. Ca niciodată! Eu sunt în biserica adventistă de 30 de ani. Dar vreau să vă spun că mai mult de 20 de ani aproape n-am auzit despre nicio erezie. În ultimii 10 ani, știți cum intră? Una după alta, Toate caută să decimeze biserica, să destabilizeze, numai să nu mai fie biserica lui Dumnezeu cum a lăsat-o el. Este teribil ce trăim azi. Cenerea și zguduirea. 3. Ploaia târzie. Ce este ploaia târzie? Pe ploaia târzie trebuie să semene cu ploaia timpurie. Doar că trebuie să fie mai abundentă, mai bogată, mai puternică. Ploaia timpurie a venit pe vremea ucenicilor, adică revărsarea Duhului Sfânt, cincizecimea. A venit pe vremea apostolilor, pe vremea ucenicilor, ca să le dea putere să predice Evanghelia cu mare putere până la marginea pământului într-o generație fără tehnologie. Fără iPad, fără iPod, fără tablete, fără telefoane, fără device-uri, fără televiziune, fără radio. Ei au plecat să predice Evanghelia știind că odată plecând s-ar putea să nu se mai întoarcă niciodată la familie. Au plecat să-L predice pe Hristos cu prețul vieții. Acolo era un creștinism autentic. Acolo chiar ți-ai fi dorit să trăiești. Ca să-i vezi cum sunt, să-i vezi cum trăiești. Cum trăiești? Ca să dorești să fii ca ei.
Ploaia târzie. Evenimentele ultimelor zile, așa, evenimentele ultimelor zile, pagina 150. Nu, pagina 134, scuze. 134. Ploaia târzie. În vremea aceea, ploaia târzie sau reînvioarea de la fața Domnului va veni, uitați de ce va da Dumnezeu ploaia târzie, ca să dea putere glasului celui tare al îngerului al treilea și să-i pregătească pe sfinți pentru a rezista în timpul revărsării ultimelor șapte plăci despre care o să vorbim la un moment dat. Deci are două motive Dumnezeu pentru care revarsă ploaia târzie. Ploaia târzie, cum mai este cunoscută de Biserica Adventistă, foarte cunoscut termenul acesta, ploaia târzie, adică revărsarea Duhului Sfânt, da, cu mare putere peste Biserica lui Dumnezeu, după ce evident că ei vor face o pregătire prealabilă înainte să primească ploaia târzie. Vreau să vă spun că legat despre lucrul acesta în cartea Maranata o am aici. Elena mai vorbește de nenumărate ori că nimeni nu va primi ploaia târzie câtă vreme în viața noastră mai sunt păcate pe care le iubim, le îndrăgim sau le facem în ascuns. Dacă Aurelian este cel care va face lucrul acesta, el nu va primi ploaia târzie. Poate să predice el foarte bine subiectele acestea. N-are nicio treabă. Ploaia târzie nu va veni peste cineva care se joacă cu păcatul. Ci ploaia târzie va veni ca să dea putere celor care vor predica a treia solie îngerească. Cum zice a treia solie îngerească? Dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea din vinul mâniei lui Dumnezeu turnat neamestecat în paharul mâniei lui. Cu alte cuvinte, oamenii aceștia vor avea curajul să predice lumii, trebuie să le spună că papalitatea este anticristul, că de acolo va porni marea persecuție împotriva poporului Dumnezeu. Asta noi putem să vorbim lucrul acesta, deși să știi că o să mă deranjeze lumina aia dacă o aprins la telefon. Persecuția aceasta care se va declanșa împotriva poporului lui Dumnezeu, persecuția aceasta va fi teribilă și va avea un punct de pornire. Iar noi va trebui să știm ce va fi și ce se va întâmpla, că de aceea Dumnezeu ni le-a spus. Un alt gând despre ploaia târzie, evenimente 139, pagina. Am văzut că nimeni nu a putut împărtăși reînviorarea dacă nu a obținut victoria asupra oricărui cuvânt rău și asupra oricărei fapte rele. Înțelegeți, frații mei? Adică noi va trebui să obținem victoria asupra gândurilor și faptelor rele înainte ca să primim ploaia târzie de la Dumnezeu. Da? De aceea ar trebui să ne apropiem tot mai mult de Domnul și să căutăm cu seriozitate să realizăm pregătirea noastră pentru a deveni capabili să rezistăm în luptă în ziua Domnului. Noi suntem cei cărora le revine sarcina de a îndrepta defectele din caracterul nostru și de a curăți templul sufletului de orice întinare. Apoi ploaia târzie va cădea asupra noastră așa cum a căzut ploaia timpurie asupra ucenicilor în ziua cincizecimii. Deci, înainte ca să vină ploaia târzie peste noi, noi va trebui să ne fi curățit sufletul de orice întinare. Este o lucrare mare pe care noi trebuie să o facem în viața noastră și Ellen White spune că această lucrare mare care ne-a rămas de făcut nu mai are decât un timp scurt. Ploaia târzie va veni, iar binecuvântarea lui Dumnezeu va umple fiecare suflet care este curățit de orice întinare. Aceasta este lucrarea noastră acum, să ne consacrăm lui Hristos ca să putem fi pregătiți pentru vremea de înviorare de la fața Domnului pentru botezul cu Duhul Sfânt. Acum este timpul acela, când noi să ne pregătim ca să fim botezați cu Duhul Sfânt. Și de asemenea, despre ploaia târzie, mai am un pasaj în Experiențe și Viziuni, la pagina 85. Cartea Experiențe și Viziuni, la pagina 85, zice așa. Începutul timpului strâmtorării amintit aici nu se referă la timpul când vor începe plăgile. Da? Pentru că Apocalipsa sau Cuvântul Profetic ne prezintă două timpuri de strâmtorare. Unul va fi de la legea duminicală până la închiderea Harului și de la închiderea Harului până la venirea Domnului Hristos va fi un alt timp de strâmtorare, mai mare decât primul. Și acum zice așa, acesta zice despre care vorbim nu este ăla de la închiderea Harului, ci zice, ci la o scurtă perioadă înainte de vărsarea lor pe când Domnul Hristos este în sanctuar. În timpul acela când lucrarea mântuirii e pe sfârșite, va veni strâmtorare pe pământ și națiunile se vor înfuria. Totuși ele vor fi ținute în frâu ca să nu împiedice lucrarea îngerului al treilea. În timpul acela, ploaia târzie sau reînsuflețirea de la fața Domnului va veni
să dea putere glasului tare al Îngerului al treilea și să pregătească pe sfinți ca să poată sta în timpul când se vor vărsa ultimele 7 plăgi. Cu alte cuvinte, fără prezența Duhului Sfânt, noi nu o să rezistăm în timpul plăgilor, frații mei. Adică așa anemici spiritual cum suntem astăzi, nu vom putea rezista. Nu vom putea rezista. Mergem mai departe. 4. De ce se dă... Care este motivul pentru care Domnul dă ploaia târzie? Pentru? Foarte bine. Marea strigare. Marea strigare. Despre tocmai am amintit câteva lucruri. Pentru marea strigare. Acum câțiva ani de zile, dar destul de mulți, cred că mai bine de 10, o soră venită din Spania îmi zice la un moment dat: frate Aurelian, ar trebui să ne ridicăm să dăm marea strigare. Și ar trebui să ne ridicăm, că stăm pe scaune, nu? Ar trebui să ne ridicăm și să dăm marea strigare. Noi nu o să putem să dăm marea strigare în puterea noastră. Nu putem. Noi nu putem să le vestim la oameni că istoria acestui pământ este gata, pentru că noi înșine nu ne facem gata pentru evenimentele finale. Noi încă suntem preocupați de pământul acesta în egală măsură aproape ca ceilalți. Și noi încă nu ne putem ridica să dăm marea strigare, pentru că nu suntem pregătiți pentru lucrul acesta. În cartea Evenimentele ultimelor zile este cartea din care voi citi cel mai mult. Pagina 150. Zice așa despre marea strigare: când furtuna persecuției va izbucni cu adevărat asupra noastră, atunci solia Îngerului al treilea va fi vestită tot mai puternic până va ajunge o mare strigare și întreg pământul va fi luminat de slava lui Dumnezeu. Deci se pare că noi nu ne vom trezi să predicăm Evanghelia cu seriozitate până când nu se va da legea duminicală, până nu va veni persecuția. Noi abia atunci vom începe să luăm viața de credință serios, când o să ne înțăpe la spate. Până atunci nu. Când furtuna persecuției va izbucni cu adevărat, atunci se va întâmpla asta. Adevărul va fi vestit în fiecare oraș din America. Apoi zice, în fiecare țară de pe pământ se va vesti solia de avertizare. Și în America, dar în fiecare oraș de pe pământ. În timpul marii strigări, ajutată de intervenția providențială a slăvitului ei Domn, biserica va răspândi cunoștința mântuirii în așa măsură încât lumina va ajunge în fiecare oraș și orășel. Dacă a ajuns la Oradea, să știți că va ajunge și la Vașcău. Înțelegeți? Dacă a ajuns la Timișoara, să știți că va ajunge și la Nucet. Înțelegeți? La fiecare oraș mare și la fiecare orășel. Suntem foarte aproape de criză. Prin puterea Duhului Sfânt trebuie să vestim acum marele adevărul pentru aceste ultime zile. Nu va mai fi mult până când fiecare om va auzi avertizarea și va lua o hotărâre. Atunci va veni sfârșitul. Când avertizarea va fi dată și fiecare om va auzi, și atunci va veni sfârșitul. Deci, Domnul nu va îngădui să se încheie istoria acestui pământ până ce fiecare om va auzi ce se va întâmpla cu ei și ce îi așteaptă în viitor. Pe unii va aștepta viața lângă Dumnezeu și pe alții va aștepta despărțirea de Dumnezeu pentru deauna. De aceea, înainte ca să se întâmple lucrul acesta, Dumnezeu îi va avertiza. Pentru că El îi vrea pe toți unde? Mântuiți, salvați! La fel cum noi a avertizat timp de 120 de ani înainte să vină potopul, ca ei să se întoarcă la Dumnezeu, măcar că ei n-au vrut, dar Dumnezeu nu i-a lăsat până nu i-a avertizat că poate să întoarce cineva. Ce spune ca în Apocalipsa? Dacă aude cineva glasul meu, poate va auzi cineva. Și să știți că vor fi unii care vor auzi. La pagina 142, în aceeași carte, legat de Marea Strigare, vă citesc un pasaj. Foarte frumos. Iubesc acest pasaj. Foarte frumos. În Apocalipsa 18, poporul lui Dumnezeu este chemat să iasă din Babilon. Știți că acolo zice 18:4. Ieșiți din mijlocul lor, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgire. Deci Domnul își cheamă din Babilonul lumii acestea, își cheamă poporul afară, să iasă. Potrivit cu Scriptura, mulți din poporul lui Dumnezeu se află încă în Babilon. Este extraordinar pasajul acesta. Deci când vin la biserică câteodată și când mă gândesc și eu la Ștei, unde îmi doresc atât de mult să facem o biserică, când mă gândesc la orașul ăsta unde nu avem acolo un loc unde să ne închinăm, când vin la biserică și văd că nu sunt scaune umplute, încă mă gândesc la faptul că Dumnezeu mai are încă oameni în Babilonul lumii acestea pe care îi va scoate. Îi va scoate. Îi va scoate la vremea potrivită. Și spune așa: mulți din poporul Dumnezeu se află încă în Babilon. Și uitați ce întrebare pune. Ellen White întreabă și răspunde sub inspirația Duhului Sfânt.
În ce grupă religioase poate fi găsit acum cea mai mare parte a urmașului Hristos? Deci cei mai mulți adventiști încă n-au ieșit. Nu știu dacă să vă zic că o veste bună sau o veste rea. Dar cei mai mulți adventiști de ziua șaptea încă nu sunt intrați în biserică. Cei mai mulți adventiști urmează să vină la Marea Strigare. Vor veni mulți. E adevărat, spune cuvântul că mulți vor pleca. Dar mult mai mulți vor și veni. Vor veni. În ce grupă religioase sunt ei? Fără îndoială în diferitele biserici care mărturisesc credința protestantă. Împrieteniți-vă cu protestanții. Tot ce nu înseamnă catolic și ortodox înseamnă protestant. Împrieteniți-vă cu protestanții. Faceți-vi prieteni. Vorbiți-le despre Dumnezeu. Chemați-le la mântuire. Într-o zi oamenii aceștia vor veni. Cea mai mare parte a poporului lui Dumnezeu astăzi se află în bisericile protestante. Acolo sunt. De ce? Ei au ieșit din bisericile clasice, catolică și ortodoxă. Ei au ieșit din biserică, au făcut un pas căutându-L pe Dumnezeu. Dar n-au găsit decât protestanți. Pentru că noi nu suntem acolo. Sau noi n-am fost pe vremea aceea. Mă înțelegeți? Și ei vor mai face un pas și vor descoperi adevărul mântuitor. Cu toată întunecimea spirituală și înstrăinarea de Dumnezeu care există în bisericile ce alcătuiesc Babilonul, marea parte, este un alt pasaj, marea parte a adevăratului urmaș al lui Hristos se află încă în mijlocul lor. Deci cei mai mulți sunt acolo, frații mei. Și vor ieși. Și vor ieși. Marea strigare. 5. Suntem la jumătate. Judecata celor vii. Judecata celor vii. Judecata de care nouă ne este foarte frică. Judecata aceasta va ajunge și la noi. Adică judecata aceasta va ajunge și la mine. Judecata aceasta, să ții minte, va ajunge și la tine. Într-o zi. Judecata va ajunge la tine. Va veni și momentul judecății. Vreau să vă spun că în adventism există persoane care în mod intenționat sau tendențios și unul dintre cei mai buni vorbitori ai României. Atenție ce vă spun. Fac aluzie la faptul că momentul acesta de judecată și de închidere a Harului va avea loc la legea duminicală pentru adventiști. Adică spun ei că atunci când se va da decretul duminical, pentru adventiști Harul deja se închide. De ce? Pentru că ei deja știu despre sabat. Nu mai au nevoie de nicio altă încercare. Lumea întreagă, da? Babilonul, generic vorbind, da? Lumea întreagă, are nevoie să fie încercată cu privire la sabat, la porunca decretului duminical. Dar adventiștii nu, zic ei, pentru că adventiștii deja au știut până atunci. Știm noi despre sabat. Dar vreau să vă spun că nicăieri în Sfânta Scriptură sau în Spiritul Profetic nu se vorbește despre două închideri de har. Nicăieri, ci doar despre una. O închidere generală a Harului. Dacă ar fi să vorbim despre, pentru că se vorbește despre o închidere generală a Harului pentru adventiștii de ziua șaptea. Adică pentru toți adventiștii, bum, s-a închis Harul, că s-a dat decretul duminical. Vreau să știți ceva, frații mei. De ce se prezintă subiectul acesta și de ce unii fac valuri cu el ca să-i sperie pe alții și așa mai departe? Legea duminicală, conform Spiritul Profetic, o să vă citesc imediat, sper să ajung și la gânduri despre Cartea Apocalips, legea duminicală este ultimul examen pe care poporul lui Dumnezeu trebuie să-l treacă înainte să fie sigilat. Hai să citesc o propoziție măcar, că mi-e teamă că nu mai ajung acolo, mai ales că timpul e împotrivă. Acesta este examenul pe care poporul lui Dumnezeu trebuie să-l treacă înainte să fie sigilat. Toți care demonstrează loialitatea lor față de Dumnezeu prin păzirea legii sale și refuză să accepte un sabat fals, care e sabatul fals? Duminica, se vor strânge sub drapelul Domnului Dumnezeu Jehova, primind sigilul viului Dumnezeu. Cei care renunță la adevărul ceresc și acceptă sabatul duminical vor primi semnul fiarei. Înțelegeți? Legea duminicală este ultimul examen pe care poporul Dumnezeu trebuie să-l dea înainte să fie sigilat. Adică nu se închide harul la legea duminicală, ci va trebui să treacă prin testul legii duminicale și mai târziu se va închide harul. Mă înțelegeți? Dar aici mai trebuie să spun ceva. Că există și o închidere individuală a timpului de har. Există o închidere individuală a timpului de har. Adică, este posibil să fii în viață, este posibil chiar să vii la biserica adventistă, este posibil să n-ai nicio treabă cu nicio biserică și este posibil ca timpul tău de har să fii închis pentru totdeauna. De unde putem ști că timpul de har s-a închis pentru cineva? Noi nu putem ști. Dumnezeu însă știe. Când persoana respectivă nu mai are niciun interes pentru lucrurile spirituale,
Mă înțelegeți? Când nu are niciun interes pentru lucrurile spirituale. Și mai spun ceva și merg mai departe. Pentru că poate să există în mintea cuiva, din sală sau din cei care ne ascultă, o îngrijorare despre care eu am citit de mai multe ori. Cineva s-ar putea îngrijora, nu cumva eu am comis păcatul de neiertat și timpul de har s-a închis pentru mine? Înțelegeți? Nu cumva timpul de har s-a închis pentru mine? Cuvântul spune că dacă ai această preocupare în mintea ta, dacă nu cumva ți s-a închis harul sau dacă nu cumva Duhul lui Dumnezeu te-a părăsit pentru că ai comis păcatul de neiertat, dacă încă mai ai această preocupare, este dovada clară că nu ți s-a închis timpul de har. Pentru că dacă ți s-ar închide timpul de har, tu n-ai mai avea nicio preocupare pentru lucrurile spirituale. Deci, repet, este posibil ca cineva să trăiască pe... Deci nu că este posibil, este 100%. Da? Ca cineva să trăiască astăzi printre noi sau la biserică sau ce știu eu pe pământul acesta și timpul lui în mod personal să se fi încheiat. Nu pentru că Dumnezeu i-a închis timpul de har, ci pentru că el i-a întors spatele lui Dumnezeu și oricât de multe apeluri ar face Dumnezeu, la fel cum a făcut întotdeauna pentru inima lui, el nu le mai aude. A devenit insensibil. Biblia zice că ne împietrim. Are loc o împietrire. Judecata celor vii, 5. În cartea Criza, la pagina 113-114, când lucrarea judecății de cercetare va fi sfârșită, când cazurile acelora din toate veacurile care au mărturisit a fi urmașii lui Hristos au fost examinate și hotărâte, atunci și nu până atunci, timpul de probă se va încheia și ușa Harului va fi închisă. Deci iată că noi nu putem să punem închiderea Harului mai sus, vedeți? Atunci, ce când lucrarea de judecată are loc, atunci și nu până atunci, timpul de probă se va încheia și ușa Harului va fi închisă. Da? Deci noi nu putem să punem încheierea Harului mai sus. Pentru că numai după ce are loc judecata, poate Dumnezeu să spună, da, l-am judecat și l-am găsit împietrit. L-am judecat și l-am găsit neprihănit. Știți că la un moment dat Domnul Hristos, conform cu Apocalipsa, capitolul 22, versetul 11, va zice, cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Cine este întinat să se întineze și mai departe. Deci vor fi câte categorii? Două. Sfinții se vor sfinți mai departe, întinații se vor întina mai departe. Va veni un ceas, un moment, un timp, când oamenii vor ajunge în punctul în care se vor delimita definitiv. Unii se vor delimita de rău definitiv, alții se vor delimita de Dumnezeu definitiv. În gânduri, la pagina 170, tot legat de judecata celor vii, zice așa, acum când marea lucrare a judecății celor vii este gata să înceapă, vedeți? Lenoi scrie, este gata să înceapă. Vom permite ambiției nesfinte să stăpânească inima și să ne facă să neglijăm educația necesară pentru a face față nevoilor acestui timp primejdios? În fiecare caz trebuie luată marea decizie. Vom primi semnul fiarei sau sigilul viului Dumnezeu? Vom primi una sau alta? Da? Când judecata are loc, noi trebuie să ne gândim că judecata va avea loc în viața fiecăruia dintre cei vii după ce va lua o decizie cu privire la legea lui Dumnezeu sau legea oamenilor. Sabatul sau sabatul fals. Sâmbăta sau duminica pe românește, ca să înțelegem. Da? Despre aceasta va fi bătălia. 6. Am trecut de jumătate. Mai rezistați? Sau punem punct și continuăm altă dată? Continuăm? Mai răbdăm un pic, nu? Studiasem noi la lecțiune cu înfrânarea și cu biruirea poftei și cu, uite, e un moment. Evenimentul ăsta ne ajută. 6. După ce va avea loc judecata, ștergerea, ziceți, păcatelor. Ștergerea păcatelor. Este, cred, momentul cel mai dorit de poporul Dumnezeu. Ștergerea păcatelor. Iată ce spune Spiritul Profetic. În gânduri despre cartea Apocalipsa, la pagina 169, zice așa. Gânduri, pagina 169. Când păcatul a fost regretat, mărturisit și părăsit, atunci este scris iertare în dreptul numelui păcătosului. Dar păcatele lui nu sunt șterse înainte de judecata de cercetare. Deci, atunci când noi păcătuim și ne cerem iertare,
Dumnezeu scrie în dreptul numelui nostru când am păcătuit și ne-am cerut iertare, iertat, dar păcatele rămân încă acolo sus. Și am să vă dau un pasaj din Sfânta Scriptură ca să înțelegem de ce. Am predicat undeva într-o biserică și cineva a zis, nu, a strigat acolo din sală că nu, nu e adevărat. Și după ce am terminat predica, m-am dus și am explicat cât este de adevărat. De ce păcatele, atunci când noi le mărturisim și le părăsim, cuvântul zice că ele sunt, în dreptul nostru se scrie ce? Iertat. Dar ele nu sunt șterse, ele sunt doar iertate. Doar să știți de ce Dumnezeu nu le șterge și scrie doar iertat până la ziua șterge, până la momentul ștergerii păcatelor? Am să vă arăt din Biblie de ce. În cartea Ezechiel, capitolul 18, cred că unii v-ați și dus cu gândul acolo, în cartea Ezechiel, la capitolul 18, zice așa, versetul 21. Ezechiel 18 cu 21. Dar dacă cel rău se întoarce de la toate păcatele pe care le-a săvârșit, este un om care se pocăiește, este rău, și se întoarce de la toate păcatele pe care le săvârșește și păzește toate legile mele și face ce este drept și plăcut, va trăi negreșit, nu va muri. Deci este iertat. Dar, versetul 24, însă, dacă cel neprihănit căruia i s-a scris iertat, 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 la toate păcatele, i s-a scris iertat, versetul 24, iar dacă, însă dacă cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea, dacă se ia după toate urăciunile celui rău, s-ar putea să trăiască eluare. Nu, ci toată neprihănirea lui va fi uitată. Pentru că s-a dedat la nelegiuire și la păcat, de aceea va muri în ele. Înțelegem de ce nu se scrie decât iertat și nu se șterge? Pentru că în caz că ne întoarcem înapoi de la Dumnezeu la păcat, în caz că apostazim și ne întoarcem la Dumnezeu, tot ce s-a scris iertat se anulează, se uită. Și vei rămâne înapoi cu păcatele pe care le-ai făcut și va trebui să răspundem pentru ele. De aceea Satana se străduiește foarte mult să ne determine să nu ne pocăim, să rămânem în păcatele noastre, pentru ca la final să nu plătească El pentru păcatele noastre, să plătim noi. De aceea noi, chiar dacă am fost înșelați de Satana, chiar dacă am păcătuit, e vremea să le mărturisim, să le părăsim. Va răspunde Satana pentru că ne-a înșelat să le facem. Iar noi vom rămâne socotiți neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Merg mai departe. Suntem la ștergerea păcatelor, gândul 178, dacă vă notați. Gânduri despre cartea Apocalips 178. Satana a prezentat poporul ales și credincios al lui Dumnezeu drept corupt și plin de păcate. Au păcătuit ei? Au păcătuit. El ar putea prezenta amănunțit păcatele de care s-au făcut vinovați. Știe Satana păcate de care noi ne-am făcut vinovați? Știe. Sigur că știe. Zice, nu a pus el însuși întreaga confederație a răului ca să conducă prin viclenie în chiar aceste păcate? Scrie Lenoai. Vedeți cum îl demască? Zice, nu a pus el confederația răului să ispitească? Dar ei s-au pocăit, au acceptat neprihănirea lui Hristos. De aceea, ei stau înaintea lui Dumnezeu îmbrăcați cu haine neprihănirii lui Hristos și el a zis celor ce stau înaintea lui, dezbrăcați-l de hainele murdare. Unde găsim noi în Biblie dezbrăcarea de hainele murdare? Zaharia 3. Zaharia 3. Și ce înseamnă în Zaharia 3 dezbrăcarea de hainele murdare? Nu, hai să întreb altfel. Ce înseamnă hainele murdare din Zaharia 3? Deci, dezbrăcați-l de hainele murdare. Hainele murdare din Zaharia 3 reprezintă păcatele mărturisite și părăsite. Dar noi am rămas cu hainele murdare, păcate mărturisite și părăsite. Noi acum trebuie să fim dezbrăcați de hainele murdare, păcatele mărturisite și părăsite, ca să fim îmbrăcați cu haina neprihănirii Domnului Hristos, care este curată. Cu neprihănirea Lui, curată. Apoi a zis, iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare. Și acum, orice păcat de care s-au făcut vinovați a fost uitat și ei stau înaintea lui Dumnezeu ca aleși și drepți, nevinovați, desăvârșiți, ca și cum niciodată n-ar fi păcătuit. După care timp? După ștergerea păcatelor. Ca și cum niciodată n-ar fi păcătuit. Așa vor sta înaintea lui Dumnezeu. E minunat. Este minunat. Vreau să mai citesc din Tragedia veacurilor.
un pasaj foarte frumos, 548 pagina, ediția asta, 548, tot legat de ștergerea păcatelor, zice așa: tot astfel, în timpul strâmtorării, dacă poporul lui Dumnezeu ar mai avea păcate nemărturisite care să le vină în minte, pe când sunt chinuiți de groază și teamă, ar fi copleșiți. Disperarea le-ar nimici credința și n-ar mai avea încredere în a lupta cu Dumnezeu pentru eliberare. Și ascultați propoziția asta, care este excepțională. Dar, deși au un simț adânc al nevredniciei, ei nu mai au păcate ascunse sau nemărturisite. Păcatele lor au mers înainte la judecată și au fost șterse, iar ei nu și le mai pot reaminti. Păcatele lor au mers înainte la judecată și le-au fost șterse, așa că nu și le mai pot aminti. Știți ce bun este Dumnezeu? Când Dumnezeu va șterge păcatele noastre, zice Spiritul Profetic, din cărțile din cerul pe care noi le-am făcut, Aurelian, a furat, a mințit, a făcut aia, a făcut aia alta, a făcut aia, a făcut aia alta, a făcut aia. Mă înțelegeți? Când Dumnezeu va șterge păcatele din ceruri, El le va mai șterge de undeva. Știți că Apocalipsa vorbește despre mai multe cărți, printre care este o carte de aducere aminte. În carte de aducere aminte sunt scrise toate faptele noastre. Da? Când Dumnezeu va șterge de acolo toate păcatele tale și toate păcatele mele, El le va mai șterge de undeva. Știți de unde? Din mintea noastră. Ca să nu le mai putem aduce aminte niciodată. În felul acesta noi putem să intrăm pe porți în Împărăția lui Dumnezeu. Cum să intri în prezența lui Dumnezeu când tu ți-amintești că ce ai făcut împotriva Lui? Nu poți. De aceea, ai nevoie să ți se șteargă păcatele și din minte. Și vom fi socotiți ca și cum n-am fi păcătuit niciodată. Pauză 10 secunde. Vă rog să vă ridicați pe picioare. Haideți. Respirați adânc. Așezați-vă. Ridicați-vă iarăși, haideți, așezați-vă, ne-am mai înviorat puțin sau ne mai ridicăm o dată? E ok? Bine, mulțumesc. Suntem pe final. În gânduri, pagina 171, tot despre ștergerea păcatelor, mai citim un pasaj frumos. Iisus, și deja găsim și în pasaj, găsim deja și ordinea acestor evenimente pe care noi le studiem. Iisus este în templul Său Sfânt și va primi acum jertfele, rugăciunile și mărturisirile greșelilor și păcatelor noastre și va ierta nelegiurile lui Israel ca ele să poată fi șterse înainte ca El să părăsească sanctuarul. Când Iisus părăsește sanctuarul, atunci cei ce sunt sfinți și drepți vor rămâne așa și mai departe, pentru că toate păcatele lor vor fi șterse și vor fi sigilați cu sigiliul viului Dumnezeu. Ce urmează după ștergerea păcatelor? Înțelegeți? Sigilarea. 7. Sigilarea. Ei vor fi sigilați cu sigiliul lui Dumnezeu. În cartea Zaharia, capitolul 3, spune că după ce poporul lui Dumnezeu va fi dezbrăcat de hainele lui, zice, i s-a pus pe cap o mitră curată. Ce care credeți că este mitra? Sigilarea. Va fi sigilat. Fiecare om care a mărturisit și a părăsit păcatele prin puterea lui Dumnezeu, că noi în puterea noastră nu putem. Legat de sigilare, cartea Maranata, pagina 209. Maranata, pagina 209. Să știți că Maranata se găsește foarte rar. Dacă vă interesează, eu știu un loc unde este cartea Maranata. Neprihăniții vii vor primi sigilul lui Dumnezeu înainte de închiderea Harului. Vedeți că deja găsim și evenimentele? Neprihăniții vii vor primi sigilarea înainte de închiderea Harului. Adică sigilarea o găsim mai sus decât închiderea Harului. Pagina 211. În timp ce Satana își urgenta acuzațiile, deci el va continua să acuze poporul lui Dumnezeu, îngerii sfinți, nevăzuți, treceau într-o parte și în alta, așezând pe frunțile lor sigiliul Dumnezeului celui viu. Deci, după decretul duminical, poporul Dumnezeu va fi foarte frământat în mintea lor, pentru că Satana va veni asupra lor să-i acuze că trecutul lor nu mai poate să fie iertat. El speră să-i descurajeze, să le nimicească credința, pentru ca să poată să primească semnul fiarei.
Dar vreau să vă spun că nu-i va descuraja. Cuvântul spune că deși vor fi încercați extrem, ei nu vor cădea și nu vor renunța și vor fi sigilați pe frunțile lor de către Îngerii lui Dumnezeu. De asemenea, în cartea Evenimente, la pagina 158-159, tot despre sigilare, 158-159, îndată ce copiii lui Dumnezeu sunt sigilați pe frunte și acesta nu este un sigiliu sau un semn care să poată fi văzut. Are semnul, n-are semnul, are semnul, n-are semnul. Nu poate să fie văzut. Deci nu este un semn sau un sigiliu pe care să poată fi văzut, ci o consolidare în adevăr atât intelectuală cât și spirituală, așa încât să nu mai poată fi clintiți și de îndată ce copilul Dumnezeu sunt sigilați și pregătiți pentru zguduirea aceasta va avea loc. Înțelegem? Deci va avea loc o cimentare astfel încât în toate momentele acestea de cutremur din partea celui rău să nu mai poți să fii clintit nici de cum. Sigiliul Fiului Dumnezeu este pus asupra celor care au ținut sabatul Domnului cu conștiinciozitate. Mă vreau să spun ceva aici. Ceva ce nici nu știu cum să vă spun. Că ultima dată când am vorbit despre tema aceasta într-o biserică, am avut acolo discuții. În sabat nu se face duș. În sabat nu se face baie. În sabat nu se bărberește fratele Marius când vine la biserică. În sabat sora Parasca nu spală vasele, că e sabat. În sabat nu facem ce facem în curs săptămânii, că avem 6 zile să facem gusturile noastre. Și avem o zi sfântă pe care Dumnezeu a pus-o deoparte. De aceea ei, cei care vor fi sigilați, zice, sigilul viului Dumnezeu este pus asupra celor care au ținut sabatul Domnului cu conștiinciozitate. Ei au ținut sabatul. Mi-a venit acum în minte să vă citesc ceva, deși nu era în plan, din Mărturii, volumul 5, să vedeți că nu toți cei care țin sabatul vor fi sigilați. Deși țin sabatul. O să vă citesc imediat. Aceia care doresc să aibă sigilul lui Dumnezeu pe frunte trebuie să țină sabatul poruncii a patra. Care, cum zice porunca a patra? Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Cine vrea să aibă parte de sigilare trebuie să țină sabatul. Frații mei, dacă această lumină a ajuns la voi, dacă această lumină a ajuns la mintea ta și tu știi ce a zis Dumnezeu și ce trebuie de făcut, fă astăzi, pentru că mâine te vei împietri. Și mâine vei auzi mai slab vocea lui Dumnezeu. Și mâine vei auzi mai slab vocea Duhului Sfânt. Și te vei îndepărta atât de mult până când nu vei mai auzi vocea Duhului Sfânt vorbindu-ți. Fă ce a zis Dumnezeu. Dacă și așa în mintea ta este hotărât că vei face cândva voia lui Dumnezeu, fă-o azi, de ce să mai amâni? Înțelegeți? Sigilul Fiului Dumnezeu va fi pus asupra acelora care se dovedesc asemenea lui Hristos în caracter. Iarăși un alt amănunt. Nu doar că ținem sabatul, ci ne și asemănăm cu Hristos în caracter. Cei care primesc sigilul Fiului Dumnezeu și sunt ocrotiți în vremea strâmtorării trebuie să reflecte pe deplin chipul lui Iisus. Și ultimul pasaj de aici. Cei care înving lumea, firea și pe satana vor fi cei favorizați care vor primi sigiliul Fiului Dumnezeu. Evenimentele ultimelor zile, pagina 158-159. Mi-a venit în minte și am zis că vreau să vă citesc un pasaj din Mărturii, volumul 5, este capitolul sigilului Dumnezeu, undeva pe la pagina 225 pe aici, e chiar pagina 223, ia ascultați ce zice Ellen White. Să știți că din aceste motive sunt persoane care nu mai vor să creadă în spiritul profetic și în mărturii. Că sunt... Pagina 223. Mărturii, volumul 5, pagina 223. Nu toți cei care mărturisesc a păstra sabatul vor fi sigilați. Vii sâmbătă la biserică? Da. Nu faci nimic, nu fac nimic. Nu e o garanție că vei fi sigilat. Dar să vă dați seama. Da, dar nu fac nimic sâmbătă. Păi azi nu fac nimic duminică. Adică suntem păzitori de sâmbătă cum sunt alții păzitori de duminică, înțelegeți? Zice așa. Printre cei care învață pe alții adevărul, și eu pot să fiu aici, printre cei care învață pe alții adevărul, sunt mulți care nu vor primi sigilul lui Dumnezeu pe frunțile lor. Stăm aici la învun și predicăm. Nu vor primi sigilul. De ce? Ei au lumina adevărului. Cunosc voia stăpânului lor. Înțeleg fiecare punct din credința noastră. Dar nu fac fapte corespunzătoare. Adică nu trăiesc. Vin la biserică, spun la alții, dar viața mea este paralelă de cum ar trebui să fie.
Nu fac fapte corespunzătoare. Adică noi spunem una de pe buze, dar viața noastră este alta. Venim la biserică, stăm, ascultăm, plecăm acasă. Dar viața noastră din curs săptămâni este paralelă cu Dumnezeu. Nu avem nimic de a face cu spiritualitatea. Deși vin la biserică și sâmbătă. Noi sâmbătă nu facem nimic. Am dat în cap la cineva dacă ar face ceva sâmbătă. Dar în curs săptămânii suntem... Aceștia care sunt atât de familiarizați cu profețiile și cu comorile înțelepciunii divine ar trebui să acționeze în armonie cu credința lor. Și nu mai citesc, puteți să citeți dumneavoastră mai departe pasajul acesta. Mai am un gând despre sigilare, gânduri, pagina 152. Despre sigilare. Domnul mi-a arătat în mod clar că chipul fiarei va fi format înaintea închiderii harului. Legea duminicală. Pentru că aceasta va fi cea mai mare încercare pentru poporul lui Dumnezeu prin care se va decide destinul veșnic. Și iată că era încă o dată pasajul pe care vi l-am citit. Acesta este examenul pe care poporul lui Dumnezeu trebuie să-l treacă înainte să fie sigilat. Care este examenul? Legea duminicală. Nu mai citesc că l-am citit, e un pic mai lung. 8. 8. Închiderea harului. Închiderea harului. Aici se închide harul. Înainte să merg mai departe, vreau să vă întreb de la 1 până la 8, de la legea duminicală până la închiderea harului, va muri cineva în persecuție? Sau va muri după? Că mai avem două puncte. Va muri cineva de aici până aici? Sau nu? Să știți că, spre surprinderea celor care mai citesc prin Biblie, prin Spiritul Profetic, adică și spre surprinderea mea, descoper că oamenii socotesc că după legea duminicală va fi așa niște încercări destul de serioase, dar nu va mai fi moarte de martir. Nu va mai fi moarte, nu va mai muri nimeni. Apocalipsa, capitolul 20, versetul 4, ne spune Biblia, înainte să ne spună Spiritul Profetic, ne spune Biblia, Apocalipsa 20 cu 4, ce se va întâmpla cu cei care nu vor vrea să se închine, nu vor vrea să păzească duminica ca toată lumea. 20 cu 4. Și am văzut niște scaune de domnie celor ce au șezut pe ele, li s-a dat judecata. Și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu și ale celor ce nu se închinaseră fiarei și icoanei ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Frații mei, la unii dintre noi ni se va tăia capul. Poate vor fi și alte forme, dar una este garantată. La unii ni se va tăia capul. Ca în filmarea, dacă vezi, o trimit, vedeți. Sadismul demonic care s-a manifestat împotriva poporului Dumnezeu de la creație și până astăzi va fi cu mult mai puternic la vremea sfârșitului când Duhul lui Dumnezeu se va retrage de pe pământ. Pentru că de la momentul închiderii harului nimeni nu va mai stăpâni pe nimeni. Adică Duhul Sfânt nu va mai stăpâni pe semințele lor pentru că harul deja s-a închis. Și acum ei sunt lăsați fără frâu. Doar că de la legea duminicală până la închiderea harului va fi moarte de martir cum nici nu ne-am putut imagina. Aici va muri cea mai mare parte a poporului Dumnezeu care ei vor ieși la marea strigare. Doar că după închiderea harului nu va mai fi niciun martir. După închiderea harului nu va mai muri nimeni. Măcar că Satana dorește să stârpească această sectă urâtă care țin sâmbăta. Dar să știți că după închiderea harului conform cuvântului nu va mai muri nimeni. Pentru că dacă până aici va muri cineva, sângele lui va fi o sămânță. Când cineva va muri, alții care vor vedea ei vor lua locul și vor intra în poporul Dumnezeu și ei vor fi persecutați la rândul lor. Dar după închiderea harului nu va mai muri nimeni. Pentru că nici nu se va mai converti nimeni. Că timpul de har s-a închis. Două pasaje despre închiderea harului. Evenimente, pagina 166. Să știți că una dintre cele mai complete cărți este Evenimentele ultimelor zile, pe toate subiectele acestea. Dar nu doar, și Maranata și mai multe. În sfârșit. Când Domnul Iisus va înceta să pledeze pentru om, cazurile tuturor vor fi hotărâte pentru totdeauna. Deci va fi o închidere generală, da? Aici. Cazurile tuturor vor fi hotărâte pentru totdeauna. Timpul de probă va fi încheiat.
mijlocirea Domnului Hristos va înceta în ceruri. Acest timp vine în cele din urmă peste toți, pe neașteptate. Și aceia care sunt și aceia care au neglijat să-și purifice sufletul prin ascultarea de adevăr sunt găsiți dormind. Un alt pasaj. Timpul de probă se încheie brusc, fără veste, atunci când ne vom aștepta cel mai puțin. Dar noi putem să avem chiar astăzi un raport curat în ceruri și putem ști că Dumnezeu ne primește. Adică deși nu știm când se închide harul, noi ne putem pregăti pentru că la momentul închiderii harului să fim gata. Un alt pasaj. Când se va încheia lucrarea judecății de cercetare, soarta tuturor va fi deja hotărâtă fie spre viață, fie spre moarte. Timpul de încercare se va termina cu puțin înainte de revenirea Domnului pe norii cerului. Adică după aceea ce va fi? Revenirea. Se încheie timpul și vine Domnul. Mai avem un pasaj. La 170, tot aceeași carte. 170. Tot despre închiderea harului. Pentru aceia care suferă din cauza păcatelor lor într-un asemenea timp, soarta celor drepți este desigur una de invidiat. Adică vor fi oameni care vor suferi în timpul plăcilor. Dar ușa harului s-a închis pentru cei nelegiuiți. După ce timpul de probă a luat sfârșit, nu vor mai fi înălțate rugăciuni în favoarea lor. Deci după ce ușa harului se va închide, nimeni nu se va mai ruga pentru cei pierduți. Și ca dovadă că ușa harului s-a închis, care este dovada că ușa harului s-a închis? Cad plăcile. Cad plăcile. Mai vreau să vă spun ceva aici. Trist. Foarte trist. E cutremurător numai când te gândești. După ce se va închide harul, vor veni adventiștii cu numele, zice tot Spiritul Profet, dar n-am vrut să vă mai citesc, dar vă spun măcar. După ce se va închide harul, vor veni adventiști care n-au fost niciodată serioși cu Dumnezeu și se vor plânge că sunt pierduți, s-au trezit pierduți. Și se vor plânge la cei nelegiuiți, dar și ei sunt pierduți, și unii și alții sunt pierduți. Iar cei nelegiuiți își bat joc de ei că au dus o viață dublă. Au pendulat tot timpul între neprihănire și păcat, înțelegeți? Și își bat joc de ei că s-au pierdut și ei, deși au mers la biserică atât de mult timp, pentru că i-au dus o viață dublă. Și aceștia vin să se plângă că se simt părăsiți de Dumnezeu și pierduți. Dar este prea târziu. Adică în tot timpul ăsta care l-avem noi astăzi și în tot timpul ăsta ei nu se pocăiesc. După închiderea harului își dau seama că sunt pierduți. Ca dovadă că ei nu au vrut să se pocăiască niciodată. Niciodată. Cei care vor să pocăiască, să pocăiesc azi. Maranata. Pagina 261. Suntem la final. Celelalte nu mai au atât de multe pasaje. Despre închiderea harului. Când se încheie judecata de cercetare, destinul tuturor va fi hotărât pentru viață sau pentru moarte. Harul se sfârșește cu puțin timp înainte ca Domnul să apară pe nori. Evenimentele legate de închiderea harului și lucrarea de pregătire pentru timpul de strâmtorare sunt prezentate în mod clar. Fiți atenți! Evenimentele legate de închiderea harului și lucrarea de pregătire pentru timpul de strâmtorare sunt prezentate clar, zice Lenoir. Cu toate acestea, mulțimile înțeleg aceste adevăruri importante ca și când n-au fost descoperite vreodată. Oamenii le înțeleg ca și cum nici nu li s-ar fi spus vreodată. Satana pândește ca să ia orice impresie ce i-ar face înțelept spre mântuire, iar timpul de strâmtorare îi va găsi nepregătiți. Și 263. Când se încheie solia îngerului al treilea, deci și mesajul acesta lui Dumnezeu, Dumnezeu va mai da lumii ultimele trei mesaje. Noi am mai avut un mesaj. Intrați în corabie că vine potopul și n-au intrat. La final Dumnezeu va da trei mesaje. Prima solie, Apocalipsa 14, 6, 7. A doua solie, Apocalipsa 14, 8. A treia solie, Apocalipsa 14, 9 la 11. Trei solii îngerești. Trei mesaje mai dă Dumnezeu lumii înainte să încheie totul. Și spune așa. Când se încheie ultima solie, a treia solie îngerească, mila nu mai pledează pentru locuitorii vinovați ai pământului. Și acum este o trecere în revista evenimentelor. Poporul lui Dumnezeu și-a îndeplinit lucrarea. Ei au primit ploaia târzie, înviorarea de la fața Domnului, sunt pregătiți pentru ceasul de încercare dinaintea lor. Îngerii se grăbesc înainte și înapoi în cer. Un înger care se întoarce de pe pământ anunță că lucrarea lui este terminată. Testul final a fost adus asupra lumii. Și toți cei care s-au dovedit credincioși preceptelor divine au primit
sigiliul viului Dumnezeu. Apoi Iisus își încetează mijlocirea. În sanctuarul de sus, el își ridică mâinile și spune cu voce tare, ca pe cruce, s-a sfârșit. S-a sfârșit. Când părăsește el sanctuarul, întuneric acoperă pe locuitorii pământului. În timpul acela înfricoșător, cei neprihăniți trebuie să trăiască fără mijlocitor înaintea unui Dumnezeu viu. Vreau să vă spun că, din păcate, avem cărți scrise care vorbesc că, deși timpul de har se va încheia, noi vom continua să păcătuim după. Noi, adventiștii. Frații mei, este fals. Eu am citit în Cuvântul lui Dumnezeu că după închiderea harului noi nu mai avem voie să păcătuim. După ce timpul de har se încheie, noi trebuie să trăim înaintea unui Dumnezeu viu. Noi trebuie să trăim, zice, în tragedia veacului și în multe alte lucruri, fără mijlocitor. Nu va mai mijloci nimeni. Dacă noi păcătuim și mai trimitem păcate la sanctuar, cine mai mijlocește pentru noi să fim iertați? Dacă timpul de mijlocire s-a încheiat. Cei nelegiuiți au întrecut limita timpului lor de probă. Duhul lui Dumnezeu, căruia i s-a rezistat în mod persistent, a fost în cele din urmă retras. Nouă. Plăgile. 7 plăgi. Iară 7. Are Dumnezeu ceva cu 7. Putea să fie 5, nu? Sau 3, sau 1, sau 10, ca în Egipt. 7 plăgi. Au luptat împotriva poruncii a patra, care zicea să nu ții ziua a șaptea. Și Dumnezeu la final trimite 7 plăgi. Pentru că tot Dumnezeu va învinge. Un singur pasaj, evenimente 172, despre plăci. Evenimente solemne urmează încă să se întâmple. Trâmbiță după trâmbiță urmează să sune. Potir după potir se va vărsa. Ce este potirul? Timpul plăcilor, da? Potir după potir se va vărsa unul după altul asupra locuitorilor pământului. În curând pământul va fi părăsit de îngerul îndurării și ultimele 7 plăci urmează să fie revărsate. Fulgerele mâniei lui Dumnezeu vor cădea curând și când Dumnezeu va începe să-i pedepsească pe călcătorii de lege, nu va mai fi nicio clipă de regas până la sfârșit. Tup, 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 7 la rând. Pentru că Dumnezeu astăzi așteaptă. De 6.000 de ani Dumnezeu așteaptă și așteaptă și așteaptă. Iar oamenii astăzi calcă în picioare mila lui Dumnezeu. Vrei să vorbesc pe Dumnezeu? Te-mă, pocăitule! Vrei să dai o scriptură? Du-te cu Biblia de aici! Noi suntem atei! Ecumenism, globalism, spiritism, ateism, totul fără Dumnezeu, o lume viitoare, banii la putere, noi stăpânim, scaunul are putere, înțelegeți? Va veni un timp când îndurarea lui Dumnezeu, care a așteptat atât de mult timp pe oameni, se va termina. Pentru că oamenii au ajuns în punctul în care nu se vor mai întoarce niciodată. Vreau să rețineți că deși va veni timpul când se vor revărsa plăcile peste pământul acesta, Dumnezeu nu va îngădui să se încheie timpul de har dacă mai este măcar unul care să fie mântuit. Dumnezeu s-a jurat pe viața lui că nu dorește moartea păcătosului. De aceea îl așteaptă. Așteaptă. Și Biblia zice, nu vezi tu că îndelunga răbdare a lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Iar unii socotim că îndelunga răbdare a Dumnezeu este ca noi să mai păcătuim. Ultimul punct. Care este? 10. A doua venire a Domnului Iisus. A doua venire a Domnului Iisus. Ultimul punct. Evenimente, pagina 198, este ultimul pasaj și cu ăsta încheiem. Este un pasaj superb. Curând apare la răsărit un nor mic și negru, cam cât o jumătate de palmă. Este norul care înconjoară pe Mântuitorul și care, de la distanță, pare învăluit în întuneric. Poporul lui Dumnezeu știe că acesta este semnul Fiului Omului. Într-o tăcere solemnă îi privesc norul care, pe măsură ce se apropie, devine din ce în ce mai luminos și mai plin de slavă, asemenea unui nor mare și alb, având în partea de jos o slavă ca un foc mistuitor, iar deasupra curcubeul legământului.
Iisus vine pe nor ca un biruitor puternic. O mulțime nenumărată de îngeri sfinți îl însoțesc în drumul său, intonând imnuri cerești melodioase. Cerul pare plin de forme strălucitoare, 10.000 de ori 10.000 și mii de mii de îngeri. Nici o pană omenească nu poate descrie scena. Nici o minte muritoare nu este capabilă să-și închipuie splendoarea ei. Împăratul împăraților coboară pe nor, învăluit în foc strălucitor. Cerurile se înfășoară ca un sul de pergamen. Pământul tremură înaintea lui și fiecare munte și insulă sunt mutate din locurile lor. Hristos vine. Este ultima zi a pământului. Frații mei, Martin Luther spunea, în mintea mea sunt doar două zile cu care mereu mă culc și mă scol. Ziua de azi și ziua aceea. Ziua de azi și ziua aceea. În mintea noastră ar trebui să fie la fel ca mintea lui Martin Luther. Ziua de azi să fiu gata și ziua aceea când va veni să ne duc acasă. Vă doresc din toată inima să luăm împreună viața de credință în serios. Vă doresc din toată inima să începeți în familia și în viața dumneavoastră o reformă cum nu ați făcut. Vă doresc din toată inima să începem să umblăm cu Dumnezeu cum n-am umblat. Frații mei, această cronologie a evenimentelor stă la un pas distanță de noi. Când Dumnezeu le va da drumul să se declanșeze, ele se vor derula cu mare rapiditate. Închei spunându-vă că Ellen White zice la un moment dat că ceea ce noi am învățat din adevăr în ani și ani, ei, când vor veni, vor trebui să învețe în câteva luni. În câteva luni, pentru că timpul se va grăbi spre final. Din toată inima vă doresc să ne pregătim în mod serios, să avem parte de întâlnirea cu Domnul Hristos când va veni pe norul cel alb. Niciunul să nu lipsim. Puneți-vă această țintă, să vă duceți în cer și să vă duceți familiile acasă. Dumnezeu să ne ajute. Amin.